Hei, înainte să încep episodul, vreau să fac o promovare lui Raz, Master of Gaming. Are 10 abonați și un singur videoclip, mai exact el joacă acolo în primul videoclip, Minecraft Parkour cu un prieten de-al lui. Eu vă recomand să intrați pe canalul lui, astfel v-am lăsat o notare pe ecran și un link în descriere. După cum bine vedeți, este un YouTuber la început, deci are nevoie de ajutorul vostru. Vă duceți, vă uitați, vedeți dacă vă place videoclipul, îl susțineți, dați like și tot acâmul. Iar acum, pentru plata, pentru plățile, pentru promovare, pentru o vreme am fost, de fapt, plata cu PayPal-ul n-am mai fost acceptată pentru că am avut eu probleme, ceva probleme mai exact cu contul de PayPal, dar acum s-a rezolvat, deci puteți să plătiți promovarea și prin PayPal, pentru că primez destul de multe întrebări legate de chestia asta. Bun, cam atât cu promovarea asta și hai la episod. Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Code! Minecraft Decode, de fapt The Code. Iar înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să vă holbați la fața mea, să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți ele și vreți episoade în continuare, mă amuză fața asta așa mare pe ecran. Haideți să strângem și noi 1500, poate chiar 2000 de like-uri dacă chiar vă place șmecheria asta. Bun. Bun, bunuț, hai să continuăm cu mapa. Facem nivelele în continuare. Am rămas la... Cred că am completat cam jumătate... Am completat mai mult de jumătate. Nu 0. 1. Monica Barba. Ce e asta? Ah, uite, asta nu e glitchită. Stai, cum deschid? Nu merge să deschid asta de... Sau... Muzica în Minecraft! Nu te vreau. Hai să dăm hintul ăla să vedem ce chestia asta că nu înțeleg. 011001. Bun, vreau hintu, dăm hintu. Paper. Paper. Map. Google. Deci unde era diezul se termină, știi? Și o luat de la capăt. Nu prea m-am gândit la asta. Păi, hai să facem felul următor. Voi stați degeaba și vă uitați la un ecran și puteți să-mi admirați fața foarte frumoasă. Cât timp eu încerc să... 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0. Binarii cod. Un cod binar, să înțeleg. Îs decimal 3474. Binary code. Și că asta e. Bun. Nice. Asta da hint. Ăsta da hint. Care era? 347 34. S-a folosit și noi numpad-ul. Paf! 3, 2, 1 și jmecheria. Următoarea ușă, vă rog, și fără puzzle-uri de-astea așa complicate și încurcate de unde nu înțelegi nimic. Room 23. Biotype. Da. Biotype. F3. Care mă B? Văd un B mare. FSG FLLK B. Swampland. Bun, și cu ce mă ajută faptul că sunt în Swampland?
Planes. Bă, mă, dar se schimbă biome-ul când intre aici. Bă, dă mă îngrijani. Bă, ești nebun? Swampland. Bun, și? Cu ce mă ajută? Nu înțeleg. Ok, e Swampland, și? So... Oh! Deci, stai, Plains, da? Swampland, Ice Mountains... Unu, doi, unu, 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 doi, unu, unu, nu înțeleg. Hai, hint. Hint time! Adică, e o șmecherie legată de aia cu schimbatul biome-ului, știi? Dar nu înțeleg ce trebuie să fac. Ce mă trebuie să aștept pentru următorul hint? Hai, frate, dă-mi-l acum, ești nebun. Auzi-o că trebuie să aștept și ce vrea să stau degeaba pe hol aici? Ai de capul meu. Trebuie să mai am un video pe YouTube, că nu vrea să mă ajute. Măcar pentru un hint ceva, să văd cum face ăla, nu neapărat să-mi iau codul. Dar nu înțeleg, deci, ok, aici avem Swampland. Mushroom Island. Nu, chiar nu mă prind. 1, 2, nu. Să-mi bag dicu. Mai încercăm o dată, dacă nu ne-l dă nici acum, am unul să mai pe top. Unele puzzle, adică, na, chiar n-ai... N-ai ce zice. Da, boss! Așa, mai să vedem noi ce e asta. Îmi zice și mie cineva. Cum grijanie eram, trebuia eu să-mi dau seama că Swampland e 6. Ha? Ha? Am zice și mie cine, dar unde reiese de aici? Nu știu, n-are, are logică chestia asta? Momentul de față pentru mine n-are logică. F3B. Bun. A, Swampland nu știu ce. Și de unde îmi dau seama? Care e? Unde se schimbă ăsta în 6 să văd eu? Să zic că, de exemplu, la BL 6. Mi-aș fi dat seama, știi? Da, așa. Mă rog. Și... Deci ăsta e Mushroom Island. Swampland. Și Ice Mountains. Păi și reiesc doar... Stai, ce? Reiesc doar 3. Mushroom Island. Păi e... 14, 6, 13 sau cum e? Cred că așa, nu? Adică îți dă direct, nu știu, hintul ăsta e prea troll. Adică îți dă numărul direct, știi? În primul rând nu-mi zice în ce ordine sunt alea acolo în cameră. Dar nu cred că e așa. 14, 6, 13? O fi așa ușor? Cred că era 3. Bun, nu știu. O fi el așa, nu știu, fucked up? Nu cred, da? Hmm. Ok. Atunci trebuie să fie într-o anumită ordine, scrie B. 16. Ok, B. Swampland. Ice Mountain. Mushroom Island. Nu-mi dau seama ordinea, zici, vei vedea seama? Poate sunt eu mai bătut în cap așa de felul meu, dar nu-mi dau seama care e ordinea, gen care e primul biome. Să fie Mushroom Island, că e aici primul, sau să fie Swampland primul? Păi n-avem decât să punem în ordine numerele, nu? Pentru că ăla o să fie numerele, deci... Ok. Să vedeți. Bun. 14... Cred că primul e 6. Zic eu, că e direct Swampland.
Deci am pus 6, 14, 13 și să punem 6, 13, 14. Iar am frame-uri puține în Minecraft, deci urăsc. Cred că e de la Optifine. Cred că e de la Optifine chestia cu lagul. Deci pe Minecraft, Survival Games. Bine, de aici am frame-uri puține. Pe Survival Games aveam, frate, 200 de frame-uri și cu Optifine-ul, mă rog, 200 de frame-uri și mi se mișca ca la 15 frame-uri. Bun, deci nu-mi dau seama. Hai să zbărbim. Ok, am reintrat în Minecraft. Să sperăm că o să se miște mai bine, deci nu mai am Optifine-ul. N-am nevoie de porcăria lor de Optifine, am 150 de frame-uri și să sperăm că a dispărut lag-ul. Optifine-ul e făcut să te ajute să n-ai lag. Din contră, eu am lag. Fucking shit. Și se pare că codul este 14613. De ce n-am mers când l-am pus atunci? Stai, cât? 14613. Mi se pare că l-am băgat eu greșit. 14... Da, l-am băgat greșit atunci. Da. Da. Ce trebuia să faci mai exact... Ok, s-a deschis, merge. Ce trebuia să faci tu mai exact este să te duci acolo în camera aia, te uiți la biomul respectiv, cauți pe wiki numărul respectiv al biomului și treci. Mi se pare foarte absurd asta, adică, serios, puzzle-ul trebuie să fie în Minecraft, nu să mă o să caut pe wiki. Dar, na. Ok. 1 derivat de 5, 6, 7, 9. Eu gaur aici. Ok. Mă gândeam că poate trebuie să spun ce blocuri sunt în aceeași poziție. Este roșu și portocaliu în aceeași poziție, doar astea două. Are cineva vreo idee? Hai să spunem și mie că nu mă prind. Ok. Cum ar putea fi chestia asta? Să muți bloc? Poți să dai click pe ceva? Nu. Ok. Nu pricep. Ok, sunt niște numere. Presupun că spațiile astea corespund numărului respectiv, da? Care-i faza? Deci e gaura asta aici. E partea asta inversată cu asta? Nu. Că e griu jos. Se referă oare la faptul că dacă ridic griu aici, practic e griu aici, dacă ridic albastru aici, e albastru aici? Se referă la faptul că trebuie să fac puzzle-ul ăsta cum e ăsta? Prea multe întrebări. 5? 5 numere trebuie să fie din chestia asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dacă ridic griu, se potrivește și să fie 3. Nu, hai să ne uităm la hint. Sunt prea multe teorii. Da, hintul e foarte folositor la puzzle-ul ăsta de final. Pentru că sunt foarte încurcate. Nu vreau să aud că... Bă, dar ce tu folosești hinturile la toate, mă? E foarte încurcat. Dacă voi vă dați seama din prima, înseamnă că sunteți foarte tari. Foarte tari. Hai să ne uităm. Da, deci am zis că trebuie mutate blocurile. Acum, problema cu puzzle-ul ăsta e că el îmi spune să mut anumite blocuri. Ar fi fost drăguț să pot să mut blocurile eu. Nu să mut blocurile în mintea mea și să ghicez numărul, înțelegeți voi ce vreau să spun? Adică arată ce? Că ăsta trebuie ridicat aici ca să-l facem... Deci ăsta trebuie făcut ca puzzle-ul ăsta, cum am spus adineauri. Bun, ăsta aici. După care ăsta aici. Ok, și să vin albastru pe albastru, mov pe mov.
Verde pe verde. Galben pe galben. Stai. Deci galben pe galben, după care albastrul muți jos. A, trebuie să... Aha, înțeleg. Bun. Ok, asta puteam să fac și eu, să-mi dau seama cam cum trebuie să muți astea. Dar care-i codul? Poate nu mutările? Cred că da, cred că mutările. Dar vedeți, mi se pare un puzzle puțin cam complicat, pentru că aș fi preferat să mă lase pe mine să le mut, cu un piston, cu ceva, cu orice, să-mi dea mie ăstea și să mă lase să sparg. Bine că dacă spargea nebunea în direct. Dar înțelegeți ce vreau să spun, nu? Păi și acum care o să fie mutare? O să fie... Ce puzzle greu. Ok, deci să mutăm ăsta aici. Dar înseamnă 9 pentru că mutăm nouăle sau 6 pentru că mutăm nouăle în slotul 6? Asta nu pricep. Ok, mi-a arătat mutările. Foarte bine. Și care e codul? Hai să înțeleg că e 6. Hai să vedem 6. Ăsta aici care e 9. Verde aici care e 8. Galben în mijloc care e 5. Păi stai că sunt 6 cifre și codul are 5 cifre. A, nu contează. Și albastru jos. Care vine 4, nu? Habar n-am dacă codul ăsta e bun. Nu știu dacă am folosit logica corectă. Pentru că are mai multe logii. Logici. 6, 9, 8, 5, 4. Să vedem. Marele moment. Să auzim tobele. Și ar fi niște tobe așa pe fundal. A mers sau nu? Dacă n-a mers, mergem înapoi. N-a mers. Fuck. Fuck you in the fucking ass. Deci noi am zis prima oară 6. De ce am zis noi 6? Ok, deci probabil trebuie să alegem blocul care îl mutăm. Blocul care face mutare. Ceea ce înseamnă că e 9. Blocul din mijloc 985 9854 și 9541. Asta ar trebui să fie codul după mine. Dar vedeți, e puțin cam complicată chestia asta, nu știu. Sincer să fiu, e cam complicată gândirea asta mapei. Da. 9541. O, muzică Minecraft. 9854 9541. Fucking fact. Și uite, e 7 fix. 7 fix. Uite, am băgat asta la 7 fix când filmez eu acum. Merge codul? Sau? Nice. Nice. Oh. Hai să vizualizăm camera 20. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5 camere. 25. Merge. Merge. Tic, 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 diu. Presupun că am nevoie de un hint. O să vă las pe voi să rezolvați acest puzzle. Spuneți-mi în comentarii cum se rezolvă puzzle-ul după părerea voastră. Și o să aflăm, nu? Da. Bun. Aici e episodul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată. Și ne vedem data viitoare.